Mexica. Isuse, sunt de-a dreptul copleșit și neînzat de valul de lumină, văzând că printr-un har nemărginit sunt astăzi invitatul tău la cină. Mă las de invitație pătruns, dar rostul ei nu înțelege firea. Prin ce mister adânc de nepătruns pot sta la masă cu Dumnezeirea? Însă vrei în jurul tău să ai pe toți ai tăi, gătiți în haine sfinte, servând aici, ca într-un colț de rai, o cină de aducere aminte. O pâine frântă, ca și trupul sfânt, ne reunește în trup de adunare, în care, strâns legați de Duhul Sfânt, îți suntem ție mândrare. Când rostul viței curge în pahar ca semn al legământului slăvirii, vedem curgând pe cruce la calvar, din rând divine, sângele iertării. M-ai invitat, Iisus, la masa ta și trebuie să vin cu mâini curate. Eu m-am spălat, dar străduința mea să mă sfințească pe deplin nu poate. Doar Tu poți, Doamne, să mă frățești ca pe un copil mândru-mă de mână. Și apoi, spălat, să mă învrednicești, să stau și eu cu oaspeții la cină. Luați în caz acesta Duhul meu și sângele ce curge spre sfințire. Eu am venit ca Fiul de Dumnezeu să vă aduc în moarte nemurire. Așa te-am auzit vorbind, Iisus, și mi-a pătruns în inimă cuvântul. Azi sunt cu voi, dar mâine poate nu-s, iar când mâncați, vă țineți legământul. Eu am venit din ceruri pentru voi și pentru tine am venit anume, să vă îmbrac cu sufletele noi, să vă despart de dragostea de lume. Îți mulțumesc, Sfinte invitați, spălat, sfințit, învrednicit de tine, să stau la masa ta cu mii de frați cu care vom serva și în slăbtivire.